Înainte de a începe acest video, aș vrea să fac o scurtă promovare canalului Laur S Gaming. Pe acest canal veți găsi conținut destul de interesant cu jocuri precum Sniper Elite, Call of Duty, GTA 5, serii foarte interesante după părerea mea. Are o calitate foarte, foarte bună la videouri. Filmează Full HD 60 de frameuri, uri deci are o calitate foarte, foarte bună. Dacă sunteți interesați de astfel de conținut, veți avea un link în descriere de unde vă veți putea abona și puteți activa și clopoțelul dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce va posta în continuare. Deci nu uitați, aveți linkul de la canal său în descriere. Hai să trecem la video. Înainte să continuăm cu video, v-aș ruga să apăsați butonul de like pentru că durează doar câteva secunde și butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să fiți la curent cu noile videouri de acest gen pe care le voi posta. Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canal Tutoriale gratuite. În acest video vom vorbi despre un subiect destul de interesant, și anume cum un abonat de-al meu a dat schemă în numele meu și o să vă zic de ce zic că este abonat. Ei bine, era cineva care e pe serverul meu de Discord, deci mă gândesc că automat dacă era pe serverul meu de Discord era și abonat, dar nu contează asta foarte mult. Ideea e că persoana respectivă a dat schemă în numele meu și o să vă arăt imediat ce s-a întâmplat. Am primit un mesaj privat pe Discord de la o persoană numită Hakai, nu este român, și mi-a spus. Hi, I have a question, adică mi-a pus o întrebare și mi-a arătat aici un screenshot cu cineva care a discutat cu el și a cerut nu știu ce lucruri în schimbul unei promovări pentru serverul lui de Discord și m-a întrebat dacă sunt eu. L-am întrebat despre ce e vorba, ce este în screenshot pentru că n-am înțeles și mi-a spus că în screenshot e vorba de un băiat care pretinde că e tutoriale gratuite și îi cere bani pentru un video care să-i promoveze serverul de Discord foarte, foarte tare. Și m-a întrebat, we agree it's a schemă, adică suntem siguri că e un scam Da, 100% nu am făcut asta. Mi-a trimis aici și niște screenshot-uri cu ceea ce a făcut acel băiat, dar înainte de toate, haide să vă arăt înainte puțin din conversația lor. Și uitați, respectivul care a dat schemul e Tudi, în prezentare și bani pe serverul de Discord și spune: "Hello, am un canal mic de YouTube și aș fi interesat să îți promovez serverul de Discord, dar îmi trebuie niște îmi trebuie o dovadă ca să dau oamenilor." Și HK îl întreabă: "Câți abonați ai?" <laughs> și Tudi 2D... <laughs> îi trimite un screenshot cu canalul meu de YouTube uh, Un screenshot din canalul meu de YouTube Probabil că e un screenshot chiar dintr-un live de-al meu sau ceva Sau e editat, vedeți și voi, că e făcut încât să pară că are acces la toate chestiile de pe canal Personalizează canalul, tabloul de bord și toate cele Și ăsta spune și vrei să -mi promovezi canalul de Discord? Și tu îi da, dar am nevoie de niște Discord Nitro Gifts ca să le dau oamenilor Ești interesat? Discord Nitro Gifts, dacă nu mă înșel uh, E vorba de Discord Premium, dacă nu mă înșel Shell, unde ai mai multe facilități, costă vreo 20 de euro sau ceva de genul acesta. Bun, ăla e primul screenshot, hai să ne uităm și la al doilea. Și Haka îi spune, ai tot ce-ți trebuie pe server, putem face un giveaway pentru abonații tăi. Dar tu îi spune, din păcate ne trebuie ceva mai, mai, știți trebuie să facem oamenii să creadă că serverul e legit. Dacă poți să-mi trimiți mie un gift, o să încep să fac un video și putem face giveaway-ul. Și el zice pentru că dacă nu există nicio dovadă, că abonații nu, nu, vor intra la giveaway. Băi, deci cât de tare e omul ăsta. Deci ce spui? Hakai spune, depinde și ce vor abonații tăi. Nu pot garanta un giveaway foarte mare. Spune aici că 5 Discord Nitro ar fi ok pentru un giveaway, dar nu poate promova serverul dacă nu e 100% sigur că este legit. Hakai spune, da, eu asta. Și apoi tu dispune. Așa că trimite te rog un invite, trebuie să fiu sigur 100% că e legit și că invitațiile sunt pregătite pentru giveaway. Aca îi spune 2 minute, nu știu ce, îl întreabă dacă 5 Nitros e ok, tu dispune că e ok, bun, Trecem la următorul screenshot, aici ei discută puțin, uh, Hakai îi spune să-i trimită doar un Nitro și restul de patru să fie în giveaway. Aici Hakai, băiatul acela care din câte am înțeles e din Franța, îi trimite uh, această invitație de Nitro care v-am zis e undeva pe la 20 de euro. Tudi spune că a făcut screenshot nu știu ce și apoi îi cere și plata 40 de dolari și uitați și voi e-mailul de la Paypal, ce e-mail are uh, acest Tudi. Uh, la PayPal. Și Hakai spune că după video vrea să-i trimite banii, că i-a dat un Nitro, nu știu ce. Da, și ar fi corect, sincer, așa ar fi fost corect. Dar tu spune nu, nu pot să fac nimic înainte de plată, trebuie să fie totul sigur, nu pot să risc. Și apoi Hakai spune ok, ești schem, nu știu ce. Apoi tu din să-i scoată puțin, să-și ia scuze, nu știu cum, că așa, așa. Deci toate astea se întâmplau după ce Hakai a trimis deja acel Discord Nitro, adică deja a pierdut 20 de euro. Și apoi după ce vede că îl presează, tu spune ok, man, o să fac videoul, o să dureze cam 2-3 ore. Și spune Hakai după ce videoul e terminat, o să-i dea și celelalte 4 Nitro-uri. Da, și îi explic aici că există o grămadă de schemuri și așa mai departe. Și Tudi spune că o să-l contacteze după ce videoul este gata. Și aici Hakai mai, mai târziu puțin îi cere un screenshot din video, să vadă cum face videoul. Și băiatul ăsta Tudi <laughs> Îi trimite screenshot-uri, fiți și voi atenți, cu screenshot-uri din videourile mele, cu facecam-ul meu, probabil cu screenshot-uri de pe Discord sau ceva de genul ăsta, deci e oribil, oribil să faci așa ceva chiar e incredibil. Și apoi Hakai chiar îl crede. Mai zice ok, thanks guys, you are amazing, nu știu ce. Spunea că după payment o să publice videoul, apoi Hakai spune că ai să-ți 20 înainte și 20 după ce încarci videoul, nu știu ce. Tu spune că nu poate face chestia asta, că el vrea toți banii, niciun caz. În următorul screenshot Hakai spune că i-a trimis banii, nu știu ce. Tu spune că vede banii, ok. Și apoi tu spune că va încărca videoul după ce primește și cealaltă jumătate de bani, după ce a fost de acord să primească banii după. Deci e incredibil. Ce, cum, să, cum să faci așa ceva? Și apoi tu începe să facă niște verificări. Și își dă seama că de fapt ce a trimis el acolo nu a fost niciodată menționat pe canal și nimic, a, absolut nimic. Îl întreabă de Facebook și de rețele sociale. Tu îi trimite apoi, rețele, îi trimite apoi profilul lui de Facebook și toate chestiile. Adică o să, o să încerc să blurez profilul de Facebook pentru că nu vreau să vă duceți la el cu hate sau chestii de genul ăsta. Nu vreau să fie ceva de genul acesta. Fac acest video doar ca uh, informație să zicem. Și în momentul în care îi trimite aceste detalii, rețelele de socializare, linkuri, uri de dă seama că nu sunt eu pentru că n-am în descriere linkurile respective și spune ok, give me back my money <laughs> și tu îi spune why. Ok, deci vă dați seama ce a putut să fac acel om, ce a put la ce a putut să recură ca să dea schem de niște bani totuși, care sunt ceva 20 de euro plus un nitro, deci e, e ceva, dar după ce acest hacker m-a contactat pe mine, am trimis și eu mesaj lui Tudi, băiatul respectiv care a dat schemul, i-am dat bani și de pe server, băiatul respectiv i-a trimis banii înapoi, ceea ce e bine, probabil că fi fost <laughs> Probabil că a fost primul lui scam sau ceva de genul ăsta, cum spune și Hakai și Sofi speriat sau ceva de genul ăsta, dar chestia e că așa ceva nu se face și mai ales cum să pretinzi că sunt eu, adică Serios acum, să trimis screenshot din videourile mele, cu Discord, cu canalul meu, cum să mă asociți pe mine cu așa ceva? incredibil, chiar nu vine să cred. De asta fac și video ăsta pentru că mi se pare absolut incredibil cum poate cineva să facă așa ceva. Dar într-un final e bine că totul s-a terminat cu bine, respectivul i-a trimis banii înapoi și am promis lui Hakai că în cazul în care voi face un video despre chestia asta, o să-i promovez puțin serverul de Discord, așa că pot să vă las acolo în descriere un link de invite către serverul de Discord, e un server unde face diverse giveaway-uri cu Discord Nitro și așa mai departe. E un server internațional unde poate să intre toată lumea, deci dacă vreți să intrați acolo și să-l susțineți puțin, ar fi foarte util. Vă dați și voi seama prin ce a trecut și băiatul ăsta. Nici el nu a avut experiență foarte mare, s-a bucurat probabil că un YouTuber de 135.000 de abonați vrea să-i facă promovare și... Da, v-am zis, când ești foarte entuziasmat de ceva, nu mai, nu mai gândești chiar logic și poți să cazi ca în astfel de schemuri. Dar dacă vreți să intrați acolo, să-i arătați puțin susținere, să spuneți acolo pe Discord că ați venit de la mine ar fi super, super apreciat uh, și m-aș bucura foarte mult dacă ați face chestia asta. v uh, am zis, vă las acolo un link. Deci, da, cam asta a fost videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați un like și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Eu am fost Emie, vă pe canal Turele gratuite. Până data viitoare, eu vă zic, la revedere!